Salutare domnilor și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Bine v-am găsit la un daily vlog, să-i spun așa. Eu m-am trezit, mi-am făcut băutura de dimineață, după cum bine știți, glutamină, aminoacizi esențiali, greens și niște BCA, o lămâie stoarsă, 700-800 de mililitri de apă și am ieșit la cardio. Cam mult noroi pe aici, dar mă descurc. De ceva timp ies la cardio afară, fac plimbări, jumătate de oră de plimbări ușoare și vreau să vă spun că diferența între mersul de afară și când stau acasă și fac pe bicicletă, după ce ies și fac cardio afară, domnilor, mă simt mult mai energizant, simt că am mai multă energie. Probabil iau așa legătură și cu natura, aici este și o zonă mai, să spun așa, rurală. Am ieșit la cardio, jumătate de oră de cardio, după care mergem să ne pregătim mesele. Iubi s-a trezit și ea se bagă pe bicicletă. Astăzi, antrenament de piept cu umeri. Va fi un vlog interesant. Să văd, s-ar putea să mergem la antibiotice, la Metamorphosis Gym antibiotice, în partea cealaltă, pentru că ne nimerim pe la ora 2, când vin toți copiii, pentru că nu mai vin de dimineață pentru că a început școala. Domnilor, ca și noutăți legate de pregătirea de concurs, voiam să vorbesc și cu voi, pentru că deja YouTube-ul face parte din viața mea. Voi ați fost aici mereu, unii de la început, unii pe final. M-ați susținut și m-ați încurajat de fiecare dată și chiar vreau să vorbesc și cu voi chestia asta. Știți că eu am fost în mai la concurs și am participat la Classic Fizic. Am fost foarte serios timp de, am mai bine de un an jumătate de când fac doar chestia asta foarte, foarte serios și înainte o făceam, dar mai serios ca acum n-am făcut-o niciodată. Și dacă mi-ați urmărit evoluția, ați văzut că m-am chinuit să fac cântarul pentru categoria Classic Fizic. După concurs am zis că nu mai urc niciodată pe Classic Fizic, nu mai vreau să fac alergătură după cântar și așa mai departe, pentru că sunt sigur că am potențial să fiu mult mai mare, să fiu complet, să spun așa. Mai am de crescut femuralul, mai am de crescut puțin vatricepsul și brațele, în special tricepsul. Bun, am fost la Olimpia Amator la București ca să îi susțin pe băieți și m-am luat iar flama concursurilor și am zis că de ce nu să merg din nou la concurs, la Wings, în nu știu cât mai erau, 11 săptămâni. Am vorbit cu Dan, mi-a zis că se poate, dar dieta va fi foarte drastică. Am zis că nu-mi pasă, eram mâncat bine, peste 750 de grame de carbo zilnic și am fost nevoit să recurgem la o dietă foarte drastică, din punctul meu de vedere, pentru că deficitul caloric era unul foarte mare, este unul foarte mare. O săptămână, două au mers, după care a intervenit foamea, o foame excesivă, să spun așa, pe care nu o simțeam decât cu una, două săptămâni înainte de concurs. Kilogramele se duc în jos, dar greu, am 112 kg, deci mai trebuie să dau în 8 săptămâni undeva la 12 kg și știți cum e la început, dai 4-5 kg pentru că este și retenția aia de apă, dar este și șocul ăla pe corp, dar după aia mai greu. Și sincer să vă zic, de câteva zile mă gândesc ce să fac, dacă n-ar fi bine să îmi țin planul, să pun în continuare masă musculară, cum am vorbit. Hai, tati! Hai! Hai, prieten, hai! Hai, tati, hai! Nu sări pe mine! Ăsta e prietenul meu. Când mă vede, merge cu mine. Și să merg în continuare pe masă musculară, să-mi duc planul la bun sfârșit, pentru că, sincer, aici am spus că o să vorbesc și de efectele astea psihologice. E crunt să faci pregătiri din astea pe foame. E crunt și pentru tine, dar și pentru oamenii de lângă tine, în cazul acesta pentru Iubi și pentru voi, pentru că nu mai am energia aia să fiu glumeț, să fac vloguri, să știți voi și nu știu dacă se merită. Pentru mine, sincer, nu se merită să trăiesc o viață sau o perioadă din viața mea
în frustrări, doar așa pentru a urca pe scenă. Pentru că oricum eu pe categoria de culturism mă regăsesc mai mult. Dar ce decizie o să iau, o să vă anunț aici. Haideți să continuăm cardio, că am stat degeaba. Mama. Mama. Ce faci? Încep o carte nouă. Ia să vedem. Cu domnul doctor de la televizor, nu? Da. Domnul doctor Mihail. Da. Bun. Și mai am 7 minute. Ia. Mișcă-l, mișcă-l. Hop. Ei, bun, s-a văzut. Nu mint. Haideți să vă arăt și prima masă. După cardio avem 300 de ml de albuș, un galbenuș, 50 de grame de pâine toast, prăjit așa în tigaie, fără ulei, fără așa, 100 de grame de cremă de orez, o banană și 30 de grame de nuci pecan. Iar acolo este Tommy. Ia uitați-l ce frumos se spală. Are 3,9 kg, s-a mai îngreșat jumătate de kilogram. Am terminat și cu cardio, m-a prins ploaia din păcate, am fugit acasă, am ajuns cam pe la jumătatea traseului. Mă pun să mănânc, pregătim mesele și mergem la antrenament. Să lucrăm pieptul ăsta incendiar. Nu știu la ce mai lucrez, că vedeți, este foarte, foarte pronunțat. Power. Ok, domnilor, iată că am ajuns la gym într-un final. Puteți observa umerii foarte pomposi al lui Iubi. Nici nu m-am încălzit. Nici nu s-a încălzit măcar. Eu am băut pre-workout-ul, m-am încălzit și îi dau drumul la treabă. Primul exercițiu, niște fluturări la pec, de că o să fac, văd că este liber. Și eu. Ah, și tu, dar nu ai umeri tu? Ba da, dar nu încep cu pieptul umeri. Ba da, dar cam umeri sunt prioritar la tine. Băgai umeri și la urmă pieptul. Și asta vă recomand și vouă, când începeți, dacă faceți piept, începeți cu un exercițiu de izolare, unde, după cum bine știți, faceți conexiunea multe mușchi, încălziți articulațiile și pregătiți corpul pentru încărcarea progresivă care va avea loc la următoarele exerciții. Deci, în cazul meu, voi începe cu fluturarea la pec. Haideți să dăm drumul, power! O să am 3 serii de lucru, 3 seturi cluster, 4x5. Power! Bun, domnilor, am revenit cu ultima serie de lucru, cel de-al treilea cluster set. Pauzele pe care le fac între seturile cluster sunt între 75 de și 90 de secunde. Acum am luat undeva la 90 de secunde. Voi face la fel, 4 serii, câte 5 repetări. 10-15 secunde pauză. Fundul lipit, omoplații lipit pe bancă, cotul merge puțin în partea inferioară, strângem tare. Priverea în față. A mea, nu? Da, unde era? Util ceasul în cazul meu, pentru că mă uit imediat la secunde. Nu mai îmi pun telefonul. Mai am încă două, cu pauză așa. Ok, am început cu primul exercițiu, ridicări laterale, este un exercițiu de izolare, așa prefer să-mi încălzesc umerii foarte bine. Și am făcut două serii premergătoare, iar acum am trecut la seriile de lucru. Ok, exercițiul 2 din antrenamentul de piept, voi face împins cu bara pe plan înclinat. Aici am o serie mai specială, cea cu 80 repetări maxim, cred că vor merge 6.
greutatea asta pentru că n-am mai făcut de mult la liber. Pauză 45 secunde, 30, 15, 5, 15, 30, 45. Dă-i drumul, nu te speria că se vadă puicuțele ca au aici pieptușor. Nu dau ochii peste cap. Bun. 6-8 repetări. Scoatem 20% din greutate. Max rep cu 6 secunde pe pozitiv. Scoatem și ținem, scoatem 20%. Ținem în izometrie la jumătatea mișcării până la epuizare. Să vedem ce iese. Bun, săcioșilor, am terminat cu pieptul, Iubi a terminat cu umerii, cu umerii, da? Un joc de cuvinte. Eu am trecut la umeri, Iubi a trecut la? Piept. Voi face ridicări laterale, Iubi face împins la presă, după care eu mai am un împins, voi face la presa pentru umeri și mai fac ceva pentru, cred că o să fac ridicări laterale la aparat și gata. Cum ești? Foarte bun. Bun. Vin așa și prind un pic pompa asta, ca să nu se supere oamenii. Prea ușor, da, hai. Ok, mustăcioșilor, gata antrenamentul. Am ieșit să ne bem proteina și ce mai bem noi după antrenament, adică 30 de grame de izolat proteic, 40 de grame de dextrină ciclică, 10 grame de glutamină. Miroase și mi-o șic. Hai mai lasă-mă, băi. Miroase-l. După care mergem acasă, mâncăm. După asta trebuie să mergem cu Iubi, are programare la 6 la ortoped, pentru că o doare talpa piciorului. Șchiopatez. O să vă spun atunci exact ce problemă are, poate vă întâlniți și voi. M-am întâlnit și eu cu problema asta, dar nu așa de gravă. Dar vă spun când mergem acolo, ca să nu vă plictisesc acum, că e și vânt și nu știu dacă m-auziți bine. Cu toate că am pus acest puf aici. Bun, haideți, ne auzim cu masa de după antrenament. Power! Ok, domnilor, am revenit cu masa de după antrenament. O masă destul de simplă, spun eu, dar în același timp sofisticată, care este constituită din orez alb, fiert cu sare și un piept de pui foarte, foarte ațos și foarte zdrențuros, care îți rămâne printre dinți și îți dă o senzație de nesatisfăcut, să-i spun așa. Și este și rece. Mai spune o dată. Este și rece puiul. A zis că este și rece puiul, nu știu dacă auziți. Orezul că e rece și am eu. Orezul e rece, puiul e rece. Dar piciorul ia încordează-l. Mai este rece piciorul. Nu ridici mult. Aoleu, așa, da.
Bun, bun. Bine. Bun, domnilor. Păpăcim și revenim cu update. Ok, domnilor, am revenit. Suntem la Spitalul Arcadia. Am fost cu ciucurica noastră, că v-am spus că o doare piciorul. O doare laba piciorului în momentul în care face mișcarea aceasta. Mișcarea aceasta se cheamă flexie plantară. Iar ca și observații... Fasciită plantară bilaterală. Fasciită plantară bilaterală, cam ăsta ar fi verdictul. De la ce provine această boală, să spun așa? De la încălțăminte nepotrivite pentru sală. Iubi are o încălțăminte de la gorila, acei pantofiori, acele ghetuțe, nu? Da. Care sunt bune pentru ziua de picioare, pentru că au talpa plată, însă nu este o talpă solidă, nu conferă piciorului stabilitate. Așa că aveți mare grijă atunci când vă cumpărați încălțăminte de mers la sală. Eu i-am spus ei să ia tenis și are niște tenis și i-a cumpărat de la Converse. Ei au la fel talpa plată, este talpă tare, dar au și pe și marginea este... Trebuie talpă tare, dar tălpicul dinăuntru să fie moale cu gel, gen, în cazul meu. În cazul tău, dar zic în general, dacă n-ai deja problema asta. E de evitat talpa tare, gen, tălpica dinăuntru trebuie să fie moale în permanență ca să nu pățesc ce am pățit eu. Ah. Deci, tălpica să fie cu gel, să nu ajungeți la așa ceva. Extraordinar. Ei, da, zic, nu știam. I-a dat ale gel, nu? Pastile. Niște pasteluțe, ale gel. Sper să nu vă loviți de așa ceva. Și pe mine, sincer, atunci când făceam la hex squat și am 10 serii câte 3 repetări cu 10-15 secunde pauză, fiind efortul de lungă durată, și pe mine, sincer, mă lua durerea în talpă, nu știam că este asta. Sper să nu pățesc și eu la fel. Bun, domnilor, acum mâncăm următoarea masă. Iubi are o omlețică cu pâine prăjită și un ardei. Nu-i bun ardei? Cum ți-am zis? Iar eu am orez cu vită și cu pastei verzi. Mâncăm, mergem la Lidl să facem cumpărături și după aia acasă, că suntem puțin cam obosiți. Power șorcelor mustăcioși. Ok, mustăcioșilor, am dormit puțin, ne-am trezit și acum ne pregătim să mâncăm următoarea masă. O să închei vlogul ăsta aici, pentru că nu vrem să ne lungim foarte mult, vrem să ne integrăm în minuțele pe care le avem noi de obicei. Domnilor, noi vă mulțumim foarte mult pentru suportul vostru, vă mulțumim că vă uitați la vlogurile noastre, că ne urmăriți pe Instagram, că ne încurajați atunci când avem nevoie, că ne folosiți codurile de reducere și dacă vă place ceea ce facem, nu uitați de butonul de share, like și subscribe și că de fiecare dată, domnilor, nu uitați să mâncați sănătos, să vă antrenați, să gândiți pozitiv și să faceți ceea ce iubiți. Power și ne vedem data viitoare!